mea că mai Invitatul vieților transformate de astăzi este Dan Leș. Este actor, este ceramist, un om de artă și de cultură. Este un om care îl iubește pe Domnul Iisus Hristos mai mult decât orice. Isus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început. Libertatea și satisfacția de plină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte. Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens. Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea. Vieți transformate Dan, bine ai venit la Vieți Transformate! Mă bucur să fiu la tine în emisiune și dacă pot să dau și o pată de culoare pe această paletă a marelui artist, mă bucur să o fac cu plăcere. Care este pata de culoare? De ce îl consideri pe Dumnezeu marele artist? Când ți-ai dat seama că viața de artist poate fi într-adevăr împlinită? De obicei, artiștii au așa o viață boemă și par sau sunt văzuți de cei de lângă ei cu capul în nori, dar există cineva dincolo de nori care poate să fie domnul și stăpânul nostru, chiar dacă domn și stăpân sunt absolut ciudat în lumea noastră gri. Acum, nu știu ce fel de pată sunt eu mai stridentă sau mai palidă în, în ochii oamenilor. Ceea ce știu este că m-am întâlnit cu Mântuitorul meu în urmă cu o bucată bună de vreme, în, în 95 aș putea spune, și l-am perceput în într-un anumit fel și după ce m-am întâlnit cu el mi-am schimbat total părerea. Deci lucrurile cu care pot să mă laud eu nu sunt cele mai, mai, grozave, pentru că făceam parte oarecum din lumea interlopă și având în vedere că nu aveam bani, am făcut și compromisurile ale vieții. Deci aș putea spune că astea sunt lucrurile cu care eu pot să mă laud și după ce Iisus Hristos a intervenit în viața mea, sunt lucruri care toată lauda și cinstea aparține doar lui. Pentru că viața mea a fost remodelată de marele olar care s-a murdărit cu mine pe mâini și a replămădit acel, acel material, acel lut grunțuros, l-a luat în mâna lui, l-a frământat și pe urmă a făcut din el uh, sau face în continuare sau mă modelează în continuare, n-aș putea spune în ce fază de pe care sunt, ca să iasă din mine un vas de cinste. Era o, o istorioară, nu știu dacă este adevărată sau nu, la un moment dat Michelangelo mergea cu un prieten de-al lui pe stradă și prietenul lui ia o bucată de, de piatră, găsește cumva, se împiedică de o bucată de piatră pe care o ia și o aruncă într-o da. baltă și Michelangelo îi spune, da. nu, nu, nu arunca. Hai, da. De ce este? Doar o bucată de piatră. Zice, nu, 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 este un înger acolo. Exact. exact. Și îl ia, îl pune uh, în atelierul lui și scoate un înger de acolo. Probabil la fel a făcut și Hristos uh, cu Da, cu da, tine. da, da. Mai, mai avem o ilustrată foarte faină cu Michelangelo când merge în Carara să-și aleagă un bloc de piatră care oamenii l-au abandonat și a spus, nu să iasă nimic din el și acolo el se uita la acel bloc de piatră și seminuna, la care ucenicii s-au apropiat de el și a spus, mai este ce vezi acolo? Wow, voi nu vedeți ce, ce creatură frumoasă a făcut Dumnezeu în acel bloc de piatră? Eu sunt cel care sunt chemat să dau la o parte așchile și să scot afară ce este acolo. Și acolo era David, când asculta pe David, asta spune Michelangelo. Îmi place foarte mult Michelangelo, de ce? Pentru că a fost prelungirea mâinilor lui Dumnezeu și toată viața aia a dat cinste lui Dumnezeu spunând că el este marele creator, eu sunt cel care dau la o parte așchile. Dacă s-ar putea spune ceva de frumos despre mine, nu m-aș lăuda cu... Uh, premiile mele internaționale și naționale, cât m-aș lăuda cu faptul că sunt o prelungire a mâinilor Dumnezeu și dacă la rândul meu pot să transform, să, să mă ating și de alte vieți, să mă ocup de ele, o fac cu plăcere, pentru că cred că Isus Hristos asta face cu toată lumea și s-a îndura și de mine. Cu toată umilința și cu toată smerenia, te-aș ruga să ne spui și despre premiile tale, pentru că sunt importante cred în unul singur care mi-a dat viață și m-a chemat să fac acest lucru, Iisus Hristos. Dar o să vă amintești de premiile mele, că am patru premii naționale, locuri întâi, am diferite premii internaționale, de patru ori declarat la rând ceramistul anului și eu ca și de profesie sunt artist plastic, particip mai multe invitații de, de, prezentare, am și un contract semnat cu Institutul Cultural Român, mai și în străinătate ca să facem imagine bună României. Oarecum am pornit de la o joacă, de fapt eu provin dintr-o familie de artiști, tatăl meu fiind pictor, fratele meu scanând întâi Vinicius și sunt foarte mândru de el. Ceea ce vreau să spun că în momentul în care îți te alimentezi din Sursa Divină de Inspirație, Dumnezeu, atunci lucrurile iau într-adevăr ființă și transmit ceva. Vedeți, noi artiști avem două lumi, este o, o lume uh, neînțeleasă de oameni și pe de cealaltă parte este acea sursă de inspirație nesecată. Noi vorbim mai mult cu Sufletul și cu mâinile și cu lucrările noastre, alții vorbesc cu, uh, diferite, prin diferite moduri. Și mijlocul meu de exprimare este, mai exprim cel mai bine și e, transmit ceea ce am în sufletul meu prin e, arta pe care o fac. E, da, acum, lăsând la o parte e, premiile și așa mai departe, vreau să vă spun că în... E, vreau să vă spun cum Dumnezeu mi-a modelat viața și Dumnezeu s-a plecat după mine acolo jos și m-a luat când eu eram doar un bulgăre de țărână, e, zgrunțuros, neudat și plin de impurități. Cum vă spuneam în 95... L-am întâlnit pe Dumnezeu și eu aș putea spune că am fost mai degrabă un ateu convins decât un creștin. Am făcut lucruri de care nu mi este, mi este rușine să le și oarecum nu sunt mândru lucruri, eram și atunci cu talentul mine, dar îl foloseam la cu totul altceva Te ruga să detaliezi puțin, chiar dacă nu sunt lucruri de care să-ți amintești cu mândrie, dar probabil sunt printre ascultători tineri sau mai puțin tineri, cărora li se li par așa niște ținte de atins acele lucruri de care ții acum ați este rușine. Da, da, acele scripiciuri care trec pe lângă tine și spune aici s-ar putea fi împlinită viața și acele scripiciuri pot să fie uh, uh, lumea alcoolului, a barurilor, a fetelor, a mașinilor, a țolului, uh, care le porți pe tine. Ba mai mult, cum aveam mână de artist, făceam, am ajuns să fac și falsuri de pașapoarte ca să schimb poza, să facă, să ducă în străinătate. Veneau foarte mulți, mă căutau pentru că aveam mână pentru așa ceva. Bineînțeles, Dumnezeu m-a ajutat să trec pe toate lucrurile astea. Imaginea mea în societate nu era una chiar bună, pentru că eram oarecum în lumea interlopă, cu spatele asigurat de cei mai mari oameni în lumea interlopă, care mi asigurat oarecum spatele și mă mișcam în lumea lor, crezând că am putere și că am pe cineva puternic în spate. Dar era un gol în sufletul meu, care tot timpul erau rugăciunile mamei mele, care îmi spunea, Dane, să știi că Dumnezeu există, ceea ce nu credeam. cea parte era tot timpul războiul continuu cu, cu acei oameni care vineau să-mi spună din anumite biserici, să-mi spună nu o să iasă nimic bun din tine, ba mai degrabă Dumnezeu o să te bată și aveam o imagine deformată despre Dumnezeu cu tristețe în suflet, o spun că au fost oameni care în loc să mă încurajeze m-au descurajat și mi-au spus o să vină vremea când Dumnezeu să te bată și aveam oarecum o frică de Dumnezeu, fugeam de Dumnezeu, în mintea mea era cuibărită această imagine că o să mă întâlnesc cu Dumnezeu și o să-mi facă ceva, o să mă bată și de aceea oarecum fugeam, purtam ăsta în inimă, uh, totodată mă gândeam, există, nu există, eram ambigu în ceea ce privește credința mea în Dumnezeu. Până la un moment dat când... Cât despre bătaia lui Dumnezeu, uh, eu am înțeles acest lucru în momentul când am avut doi copii. Hmm. Indiferent cât de tare se bat ei unul cu altul sau se jignesc unul pe altul, eu ca și tată niciodată nu-mi doresc să-l omor pe unul sau pe celălalt. Exact, exact. Bine, asta era în mintea mea bolnavă de atunci, aș putea spune. Mă rog, nu -am, am, înțeles, dragostea lui Dumnezeu. Și am, înțeles, dar abia după ce m-am căsătorit cu, cu scumpa mea soție, care și-a făcut uh, și-a luat oarecum inima în dinți și ne-am căsătorit împreună, eu pe ea am, am furat-o de acasă. Provine dintr-o familie de director de bancă. Socul meu lucra atunci în, era director de bancă. Eu eram un biet artist cu mapa deschise sub braț, ba mai făceam și alte lucruri ilegale care îmi întrețin ne-a... coate goale, ce mai Coate goale, așa, a văzut de, de, toată lumea. Și m-am cunoscut cu soția mea, ne-am căsătorit, am fugit de acasă, am luat-o, ne-am pomenit la un, dat într-un apartament luat cu chirie și banii noștri nu erau nicăieri, nici măcar să plătesc chiria, ba mai mult aveam și frigiderul gol. Acum, bărbat fiind, mi-am luat imanism, nu mă puteam duce nici la părinții mei, care eu provin o familie modestă, m am fost cinci frați, a lucrat numai tata singur și mi-era cumva rușine să mă duc eu bărbat însurat să mai cer bani sau ceva de la ei. Plus că nu aveam o relație foarte bună cu că nu Ne vorbisem de o jumătate de an și pentru el a fost o bombă oarecum când a aflat că m-am căsătorit. La fel și uh, părinții nevestei mele, bineînțeles că am luat-o de acasă și am dus-o. Ne-am căsătorit, n-au nici unul dintre, dintre, ei. După care, în acest apartament. Și la căsătoria fost... voastră ați fost doar voi doi și primarul? Doi noi, noi doi și primarul plus că a fost prietenii noștri care știau Ce vreau să spun, că m-am pomenit în acel apartament și a fost prima mea rugăciune sinceră În momentul în care am văzut că nu mai am de mâncare și lumea din jurul meu așteptau să vadă când o să divorțăm Când o să, când o să se spulbere familia, când, când o să mai putem M-am dus în camera mea și am îngenunchiat prins la colț oarecum de Dumnezeu Și am spus, Doamne, nu știu dacă existi, nu știu dacă ceea ce îmi spune lumea din jurul meu este asta, nu este adevărat. Dar te rog frumos, vino, bate mă și hai să reglăm conturile. Simțeam nevoie de acea bătaie de părinte, cum mi-a dat taică meu când primeam un patru și pe urmă, de-abia așteptam să se întâmple acea bătaie, să scap de oful ăla, să trag un plâns bun și din nou să mă împac cu el. Exact aceleași momentele le trăiam și în momentul în care am genunchiat pentru prima oară rugăciunea cea mai sinceră din viața mea a fost atât, Doamne dacă există hai și bate-mă, bate-mă și iartă-mă, hai să reglăm conturile, nu mă omoră. Ceea ce spui tu este vorba despre pedeapsa care ne dă pacea. Și care a căzut asupra lui Hristos Exact, dar nu înțelegem acele lucruri Și se întâmplă un miracol A fost primul, unul dintre primele miracole uh, Din viața mea când uh, în camera mea Acolo pe genunchi am simțit la modul fizic Și asta nu vorbesc Vă vorbește unul care nu a crezut în Dumnezeu Și mă adresez tinerilor care astăzi nu cred în Dumnezeu În prima, prima oară am simțit pur și simplu Cum din tavan se desprinde un lichid Care curge și mi umple ființa Și fiecare por al corpului meu Este inundat de acea dragoste Care mi intra în fiecare por în fiecare mădular, în ochi, în nas, îngură peste tot și îmi spunea te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, vino să schimbăm lucrurile împreună. A, a, acel lucru mi-a dat viață și a spus, Doamne, tu ești? Și -a fost, a fost acea confirmare divină, sunt aici, te țin în brațe și nimic nu poate să schimbe asta. A fost așa o revelație încât am început să plâng și n-am știut cum a trecut două ore, plângeam și eu și soția mea, simțeam acea dragoste dumnezeiască care mă ținea în brațe și spunea te iubesc, dragul meu, te iubesc, nu o să se întâmple ceea ce spune lumea. Acesta este Dumnezeu meu care mi-a dat viață și dragoste și eu cred în, 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 în acea experiență și numai, și cred pe, cred pe, Dumnezeu pe cuvânt. Culmea că spuneam, Doamne, cum o să rezolve toate boacăle în care le-am făcut, cum o să rezolve situația noastră financiară, părinții noștri, cum o să se împace, n-a fost nimic altceva decât te iubesc. Acea pace divină care m-a copleșit, m-a scăldat și timp de două ore am, am fost oarecum, am trăit într-o altă lume, într-o lume paralelă, într-o lume a credinței, într-o lume a uh, într -o lume spirituală. Vreau să spun că pentru mine lumea spirituală este mult mai reală ca lumea fizică. Mi se întâmplă minuni mergând pe stradă. Uh, la modul naiv comunic cu Dumnezeu ca un copil și el mi-arată frânturi din ceea ce uh, astăzi oamenii le numesc minuni și așa mai departe. Le-am pipăit, le-am văzut, am fost un toma necredinciosul și s-ar putea să fie în continuare, dar îmi place modul acesta de comunicare cu Dumnezeu în care să mă relaționez ca un copil uh, în mâna tatălui uh, său. De aceea, uh, în momentul ăla, am spus viața mea este schimbată. Nu o să mai cred ce îmi spun oamenii, o să cred doar în Dumnezeu meu care m-a luat în brațe. Și vreau să vă spun că a fost primul pas în credință care am spus nu o să mai fac lucrurile care le-am făcut în trecut. I-am promis lui Dumnezeu, i-am promis soției mele că nu o să mai fac acele lucruri. Dar vreau să vă spun că vine și ispita, că după Patru zile de nemâncat în, în apartamentul nostru acolo, uh, a venit cineva la ușă și mi-a bătut în ușă și mi-a spus, omule, ai aici o invitație de America. Trebuie doar să schimbi uh, numele și o semnătură. Era o joacă pentru mine. Uh, N-am făcut față tentației, am pus mâna pe acea invitație tremurând și am, am intrat în cameră și am, spus, uh, am pus lampa, am pus lupele, toate, le am pregătit toate sculele. După această experiență, vă dați seama cât de repede a, a venit ispita la mine și am spus soției mele, ultima oară, tu nu vezi că nu avem bani, e vorba de, de 300 de dolari era atunci și era vorba de două, trei ore care să o fac și dimineața aveam bani ăștia. Soția mea stătea în capul mesei și plângea, nu spunea nimic, era ca un înger și cu tristețe în suflet o spun că această luptă nu am câștigat -o, eu, a câștigat-o ea. Nu am fost eu cel tare, a fost ea lângă mine care a spus, Daniel, am părăsit casa tatălui meu. Am fugit cu tine. Mi-a lăsat frigiderul plin de mâncare, cuptor cu microunde, cu toate mâncărurile la discreție, pentru că tatăl el a fost director de bancă și am venit după tine și mi-ai promis că nu mai faci lucrurile astea. Acea imagine nu, nu mi-e niciodată din minte, este ca o icoană pentru mine. O, o fată de 17 ani care gândea matur, eu un fost golan care mă învârteam în lumea interlopă. Această fată are puterea să desprindă de tot ce înseamnă bogăție și vine după mine. Eu care nu meritam nimic și am lăsat invitația, am plâns împreună și am spus, o să-i dau uh, acea invitație înapoi și o să spun că, că nu pot să o fac. Că... Ei, în momentul acela vreau să vă spun, la modul sincer, am simțit că este ultima bătălie pe acest râm spiritual în care demonii veneau în viața mea și îmi spuneau ce trebuie să fac. Și nu le puteam face față, față înainte. Intram în tot felul de, de, de lucruri josnice care mă atrăgeau și îmi spuneau trebuie să faci asta, mai trebuie să faci și cealaltă, mai trebuie să faci și cealaltă. Și atunci a fost, aș putea spune, ultima legătură care a fost ruptă de Isus Hristos. Și în viața mea a apărut din nou pacea și încet, ușor, am început să muncesc, să fac acele lucrări. Aveam vise profetice noaptea și nu le înțelegeam, în care Dumnezeu îmi spunea în vis. O să vină vremea când o să lucrezi pentru oameni importanți din țară. O să vină vremea când casele oamenilor bogați o să fie deschise pentru tine ca tu să duci acele lucrări, să le, să le expui acolo și să primești bani. Nu mă laud decât cu harul lui Hristos, pentru că astăzi lucrez pentru oameni bogați. Lucrez pentru vipurile din București, nu vreau să le dau numele, pentru ambasador, pentru oameni de afaceri care stau la rând ca să-i vină rândul să poți să-i fac lucrarea respectivă. Asta, asta este Dumnezeu meu. Asta este în ceea ce cred. Nu mă leg de el pentru lucrurile materiale, dar simt că Orice este bun se poate întâmpla cu el. Tu Realizat că sunt doar un administrator al, al, al roadelor lui Dumnezeu care el mi le pune în mână și m-am lăsat în această pace a lui Dumnezeu care nu vreau să o schimb pe nimic în lume, am avut oferte de, de străinătate, dar Dumnezeu mi-a spus aici este locul tău, n-am știu de ce, acum încep să înțeleg o frântură din, din ceea ce este uh, viața mea în transformare și totodată din chemarea care mi-a făcut Dumnezeu să întind o mână și celor din, din, jur. Avem o echipă cu care ieșim și facem pantomime antidrog, vorbim cu tinerii pe stradă, mă bucur să pot să întind o mână. În, în, în timp ce titanii cu acestei vieți se, se, scufundă, nu o să pot să fac mare lucru eu, dar dacă sunt acolo în apă, lângă ei, să le întind o mână, să le spun, vin o în barcă, vin o acasă, realizez ceva. Nu știu dacă pot să o fac cel mai bine, pentru că eu sunt artist și am, 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 am viziunea mea, mă, nu sunt înțeles de toată lumea, dar mă duc pe mâna lui Dumnezeu, mă duc pe acea auzire divină care îmi spune, îmi vorbește noaptea, îmi vorbește ziua și îmi spune, trebuie să mergi pe aici, trebuie să faci stânga, trebuie să faci dreapta. Nu am încie să mă cred decât în Isus Hristos. Vreau să spun că lucrul cel mai adevărat și sfânt în viața mea este că Isus Hristos locuiește în inima mea și nu vreau să-l întristez și să-l scot afară niciodată. De aceea mi-am pus la dispoziție viața, trupul meu și am spus, Doamne, sunt la dispoziția ta, spune ce să fac. Și celelalte care lumea le consideră valoare astăzi, lucrurile materiale vin pe deasupra, dar aștept momentul când o să mă întâlnesc cu regele meu și o să stau în fața lui și o să spună vino acasă, că s-a sfârșit. Deci este lucru pentru care trăiesc și pentru care visez în continuare pentru mulți oameni să se întoarcă la Dumnezeu. Nu comentez acest lucru decât că ei trebuie să fie împăcați cu Isus Hristos. Este lucru cel mai esențial roagă-te la modul sincer și spune Domnului, Doamne, atingește viața mea. Asta a făcut transformarea în viața mea. Într-o cameră, în mizeria mea, în, 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 în societății, cineva s-a plecat și mi-a spus, te iubesc așa cum ești. De ce n-ai încercat și tu acest lucru? Pentru că ești uh, artist plastic și ești ceramist și din mâinile tale ies creații care se văd, te-aș întreba așa într-o fracțiune de secundă, cum ai reprezenta dragostea lui Dumnezeu? Nu te întreb cum ai reprezentat pe Dumnezeu, pentru că este interzis să-ți faci orice fel de imagine despre Dumnezeu. Dar te-aș întreba cum ai reprezentat dragostea lui Dumnezeu pentru tine. Am văzut o lucrare care m-a impresionat foarte mult uh, marului artist, uh, Liviu Mocanu din Cluj, care era o mână întinsă, străpunsă de un cui și pe capul acelui cui era o față de om. Lucrarea se chema autoportret. Deci noi suntem acel cui bătut în mâna lui Hristos și el totuși se lasă străpuns de către noi. Dacă ar fi să exprim în, în cuvintele mele, nu pot să spun decât că mă plim prin natură, îmi place de multe ori să-mi las lucru deoparte, să mă descult, să umblu prin pădure, să simt iarba sub picioare, să ascult păsările, să ascult liniștea. De multe ori în viața noastră trebuie să facem liniște, să-L ascultăm pe Dumnezeu ne grăbim să ne să ne umplem conturile și să scoatem cotul pe geam dintr-un jeep, plimbându-ne prin oraș. Să mai facem încă o la casa care o aveam. Să mai facem încă un etat sau încă o casă. Să mai investim în două, trei terenuri. Și ne dându ne seama că și lucru cel mai important ne scapă printre degete. Acolo în pădure la mine, la, la Baia Spri, unde am și un atelier care l-am dedicat lui Dumnezeu și am spus aici este casa olarului și vin oameni și se de prin acel atelier și nu fac nimic altceva decât să le arăt cum se modelează pământul și să le explic ce înseamnă să devii un vas în mâna marilor olar. Mă împlinește acest lucru. Prin casa mea este o casă de tranzit acolo. Toată lumea trece, vine, pleacă și mă cunoaște, îl cunoaște pe Dumnezeu în primul rând. Mă desprind de acel cadru și mă duc și mă plimb prin pădure și îmi place să cred că fiecare pasăre cântă, cântă în mod special pentru mine. Fiecare floare îmi zâmbește. Roa de pe arbă îmi spală picioarele și îmi spune, acum Dumnezeu te spală pe picioare. Acum Dumnezeu să-ți cânte un cântec. întinde pe spate și stai și ascultă-l pe el. Este atât de... Este atât de plăcut să poți să te desprinzi de lucrurile materiale, câteodată, pe săptămână, sau de două ori, sau de câte ori simți nevoia, să te întinzi pe spate, să nu mai auzi nimic în jurul tău, să nu mai fi lăsat ca mintea ta să, să o ia raznă și să spui, Doamne, am vorbit atât de mult, ți-am cerut atât de multe, acum te rog să-mi vorbești și tu mie. Să te lași copleșit de dragostea lui Dumnezeu să te întinzi acolo pe spate, să spui, Doamne, vino și cercetează-mă. Este lucrul cel mai plăcut. Deci, din punctul meu de vedere, am nevoie de aceste refulări, am nevoie să stau în natură, îl percepe Dumnezeu în, în, în tot ceea ce este în jurul meu bineînțeles, mă și zbengu, iau copilul, mă duc în parc, mă urc pe role, mă dau, oarecum mă fac de rușine în fața altor părinți, dar nu mă interesează. O fac din dragoste pentru copilul meu și cred că tot la fel și face și Dumnezeu pentru noi. Se va coborâ la nivelul tău dacă vei înțelege acest lucru și îți va spune, vino să ne jucăm împreună, vino să alergăm împreună, vino să dansăm împreună, vino să facem toate nebunile care, care crezi tu că sunt frumoase, hai să le vedem. Și fiecare lucru pică, pălește în fața marei dragostea lui Dumnezeu. Am înțeles acest lucru și de aceea nu mă mai interesează latura materială. Lucrurile vin în ființă chiar fără să, chiar fără să le chem. Sunt, atâta, sunt atât, de hăruit să am lângă mine o familie frumoasă în care să mă întorc acasă la baia mare să bag un lemn pe șemineu, să văd focul, să-mi țin soția în brață, copilul lângă mine. Să simt acea dragoste divină și acea pace de care eu nu vreau să mă despart. Dragilor, nu vă lăsați mințiți de, de sclipicile acestui viac, că nu mai este mult și vor trece aceste lucruri. Cu ceea ce rămâne este, cu ce am clădit pentru Dumnezeu. De aceea vreau, vreau să vă transmit, opriți-vă, opriți-vă și lipiți-vă puternic de Dumnezeu. Dacă viața mea a fost transformată din gunoi în, 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 în lucruri frumoase și în sclipiri frumoase. Vreau să spun că nimic nu este imposibil dacă intri în atelierul lui marelui, marelui creator și dacă ești pe masa lui de lucru, stai acolo pentru că el la momentul potrivit te va șlefui puțin câte puțin până va scoate din nou perlă și vei străluci în această lume și lumea din jurul tău va prinde viață pentru că noi suntem izvoare detătoare de viață. Inima noastră, din inima noastră curg izvoare de apă vie și dacă cu aceste izvoare vom ieși între oameni și îți vom stropi și pe ei, minunea se poate întâmpla. Colegii tăi de școală, prietenii tăi de serviciu, colegii de serviciu și prietenii tăi pot fi transformați de acea putere divină care de fapt locuiește în tine. Nu faci nimic altceva decât să o porți, să fii un ambasador al lui Sfântul Hristos pe drum acolo, în, în mijlocul lor, să le spui despre marea lui dragoste. Fă-o în felul tău. Poate e nevorbită, dar trăită. Poate, poate viața ta de sfințene cu colegii tăi de bancă, la un moment dat, o să le dea de gândit. Poate cuvintele tale frumoase, poate mângâierile tale, zâmbetul tău, poate să aducă o pată de culoare în viața lor și o rază de soare în viața lor. Nu te chinui să, 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 să faci, să ți piept Poate nu ne chemat să, să treci prin un de școli teologice ca să poți să vorbești, dar cu cât ai dute acolo. Asta am înțeles eu și știu că nu fac cel mai profesionist, dar cred un lucru. Viața a început să lochească în mine și nu vreau să o scot afară, cu niciun chip. Vreau decât să mă țin de Hristos. Este stâlpul care nu se mișcă. În, în, în acest tumult al alergăturilor, dacă mă duc uh, și stau cu mașina parcat la un semafor și las capul în jos, Poate mă rog, cu ochii plini de lacrimi și la un moment dat în jurul meu se mișcă mașinile, îmi dă o senzație că eu mă aș duce în spate cu toate că stau pe loc. Și primul lucru care îl fac, îmi desprind ochii de acolo și caut un reper. Și mă uit în stânga și în dreapta și găsesc un stâlp. Stâlpul nu se mișcă. Și atunci știu că eu sunt bine. Dacă simți că pământul de sub tine fuge, caută-ți reperul. Și acel stâlp care e mișcă este Isus Hristos. Este singurul reper care nu se mișcă și stă neclintit. Este cel care șade pe tron. De acolo nu se mișcă. Deci este locul lui. Și vreau să vă spun, dacă ții acest reper și te centrezi în jurul lui și stai strâns de el, nimic nu se poate întâmpla rău cu viața ta. Și voi trece mult mai ușor prin, prin acestei vieți. Căci ajunge cuvântul despre soția ta, despre copilul tău, despre lucrurile care sunt importante în familia ta, relația cu socrii, cu părinții, după toate, tot acel tumult. Cum ne-ați rămas împreună din moment ce toți să așteptau să explodeze familia voastră? Da, până și neamurile noastre au început să că să spună că o să moară de foame. I-am iertat și iert pe toți și am, în, am, prins o frântură din dragostea lui Dumnezeu și pot să-i văd pe oameni prin, prin ochii lui Dumnezeu. Și, și, am înțeles și dragostea lui Isus Hristos, de aceea vreau să dau har necondiționat nu vreau să mă împiedic în nimic pentru că știu că nu este în mâna mea, este în mâna lui Dumnezeu. Familia mea este o joacă continuă. Multă lume și colegii lui Nicolas de clasă se întreabă, băi, ce fan e tai că te uite. merge la, la, Eu mă duc la locul de muncă, spune, mergem să ne jucăm puțin cu lutul. Mă joc așa și cu plastelina. I-am făcut și lui un atelier, a luat două locuri întâi pe țară, îl caut să-i transmit, să-l învăț să muncească. Îi place și muzica. Ne-am transformat casa mansarda într-un într studio acolo, octobe, chitări electrice, vin colegii, cântă, se simt bine. Ce să vă spun, este un colț de rai. Eu cred că este un colț de rai, care Dumnezeu mi l-a creat aici jos. Poți să ai în familia ta un colț de rai sau un colț de iad. Poți să vină tatăl tău acasă zâmbind, luând în brațe, hai să ne jucăm, hai să ieșim cu rolele. Sau poți să vină tăi că o casă să zică, să vină beat, să o vadă să, să, să pe maica ta, să se întâmple lucruri urâte. Acolo este un iad. Dacă acolo nu intră Hristos, este iad. Deci, nu, nu, știu, nu pot să-i mulțumesc Dumnezeu pentru stările care mi-a dat. Totul este spontan în viața mea. Nu am program. Tot este venit cu, cu o pace de plină. Aș putea spune că este lux, luxul vieții mele din punct de vedere material. Au fost ani în care am muncit foarte mult și noaptea și ziua și mi-am vândut lucrările mele prima dată pe trotuar în Sighișoara, stând acolo jos pe Caldarâm și am spus nicio problemă, vine vremea când voi ajunge și în locuri mai mari. Deci vă încurajez în primul rând să munciți, să nu vă lăsați și să-L chemați pe Dumnezeu să vă binecuvinteze afacerea micuță aia cum este familia mea a transformat Dumnezeu în cu totul și nu numai familia, dar și prietenii sunt atinși oarecum sunt motivați de, de viața care m-au -au cunoscut mulți dintre ei și și acum am, mai, mai, mai duc prin locurile în care am fost o din oare, acei oameni care au rămas în continuare să fac trafic de valută și așa mai departe să uită la mine și spune măi, ce s-a întâmplat cu tine? Și sunt oarecum... Am harul să, să fiu un model și pentru alții, dar este datorită lui Hristos, nu datorită meritului meu. Dan, ai reușit într-un mod absolut deosebit să ne transmiți dragostea ta pentru Dumnezeu, dragostea ta pentru familia ta, dragostea ta pentru lucrul tău, pentru lutul pe care îl modelezi. Pur și simplu ai reușit să ne transmiți lucrurile în care tu crezi. M-aș bucura pentru toți ascultătorii noștri să fie pătrunși de dragostea lui Hristos pe care tu ai văzut-o în viața ta. Ce gând ai pentru ascultătorii noștri? Poate unii, la fel ca și tine, au fost sau sunt în mocirlă. Poate alții, din contră, sunt pe un piedestal foarte înalt, dar își simt sufletul plin de mocirlă. Ce gând ai pentru cei care nu l-au cunoscut într-un mod extraordinar pe Domnul Isus Hristos? În ultima perioadă trebuie să o experiență interesantă, am harul să mă îndrăgostesc de oamenii pierduți. Ciudat! De multe ori mă pomenesc că mă duc să predic Evanghelia celor de pe stradă care sunt în ultima fază, ceea ce nu vine de la mine. La început nu am iubit aceste lucruri, dar Dumnezeu mi-a dat această frântură să, să le spun oamenilor, vă iubesc și vreau pentru toți ca Dumnezeu să intre în viața voastră, să vă transforme viețile. Mă bucur de dragostea ta pentru Dumnezeu, de dragostea ta pentru oameni, pentru cei din jur și de faptul că ai fost schimbat, ai fost transformat de puterea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu. Din nefericire sunt mulți uh, oameni de valoare, artiști, uh, muzicieni, oameni de cultură, care gustă succesul, dar nu pun acest succes la picioarele lui Hristos și atunci succesul îi doboară. Am văzut oameni mari care au căzut din cauza asta, că nu le-au atribuit toată slava lui Dumnezeu, pentru că cel care merită este Iisus Hristos. Noi suntem cei care, dacă stăm în picioare, să ținem cont, să luăm seama, să nu cădem. Tot ceea ce avem, avem prin Harul Lui. Stimați ascultători, a fost împreună cu noi la Vies Transformate Dan Leș, artist plastic, ceramist. Stimați ascultători, cu toată dragostea vă spunem Dumnezeu să vă binecuvânteze! Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu. Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale. Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu. Vieți transformate.